Dragilor, am un subiect așa la care nu vă așteptați, la care nu v-ați fi gândit că am să-l aduc înaintea voastră, înaintea tuturor. Așa mi-a venit mie în gând și aș vrea să cugetăm un pic, să ne gândim un pic la ceea ce voi rosti și să facă Dumnezeu ca ceea ce voi spune să fie de folos pentru alții, să fie o binecuvântare. Întrebarea se pune: ce ai face tu dacă ai fi președintele României sau al Germaniei sau al Bulgariei sau al Americii sau al oricărei alte țări din lumea aceasta? Ce ai face tu dacă ai fi 4 ani sau 8 ani președinte în țara care ești, în țara în care ești? Ce ai face? Ce ai face tu pentru țara ta? Ca țara să meargă bine, ca țara să funcționeze așa cum trebuie, ca toate lucrurile să fie la locul lor și țara să devină până la urma urmei un popor cu frică de Dumnezeu, un popor sfânt. Întrebarea se pune: ce ai face dacă ai deveni președintele României? Ia gândește-te un pic, câteva minute, câteva secunde te las să te gândești un pic și apoi spun ce aș face eu, deși nu doresc să fiu președintele unei țări. Dar așa, ca oameni să vorbim, să vedem, poate ajută la cineva. Ce ai face tu? Tu ce zici? Dacă tu ai fi președintele României sau al Spaniei sau al Germaniei sau al Australiei, ce ai face? În locul președintelui care este acum, ce ai face? E o întrebare grea, ce ziceți, da? E o întrebare grea. Păi zici, n-am eu capacitatea aceasta ca să fiu președintele unei țări. Pentru că ca să fii președinte, trebuie să faci o școală, trebuie să fii deștept, trebuie să fii înțelept, ca să știi cum să guvernezi, ca să știi ce trebuie să le spui, ca să știi ce trebuie să faci în țara în care ești. Și poate zici, eu nu sunt chemat la așa ceva ca să fiu un președinte al unei țări. E adevărat. Dar ce ai face tu cu mintea care o ai, cu capacitatea care o ai? Ce ai face tu dacă ai deveni 4 ani să fii președinte în țara care ești? Eu vreau să vă spun despre mine, dar nimeni să nu creadă că eu vreau să fiu președinte. Numai așa că poate ajută la cineva. Să vedeți ce am eu în cap acum, dacă aș vrea, dacă ar fi să fiu președinte, deși n-am eu o figură de președinte, n-am eu cap de președinte și nu doresc să fiu președinte al unei țări, pentru că nu e așa ușor să fii președintele unei țări. Dar, dragii mei, ce aș face eu dacă aș fi președinte al unei țări? Și pe parcurs gândește-te și tu la ce spun eu și de ce spun eu. Și nu te grăbi să mă judeci sau să mă desconsider înainte să asculți tot mesajul, să vezi despre ce e vorba. În primul rând, dacă aș fi președinte al României, să zicem că vorbesc în limba românească acum, aș face... Ia, asculți? Mă, ce vrea să zic ăsta acum? În primul rând, dacă aș fi președinte al României, aș scumpi foarte mult băutura. Aș da să fie prețurile de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ori mai scumpă decât este acum. Și poate te întreb, dar de ce să fie băutura de 10 ori mai scumpă decât acum? Pentru că oamenii care astăzi sunt robiți de alcool, oamenii care astăzi își dau banii pe alcool, care se duc la familia lor fără bani, pentru că se opresc în fața cârciumilor și se intră înăuntru și la restaurante și la baruri și se duc și folosesc banii pentru alcool, oamenii aceștia le va fi greu să mai cumpere alcool și
să ia și să se îmbete, să se ducă acasă la nevastă și copii și apoi, nervos fiind, pentru că nu-i convine ceva, să-și bată nevasta, să-și bată copii, să începe să înjure, să începe să blesteme, să începe să facă rău sau să vândă prin caz pentru alcool și băutură. Deci dacă eu aș fi președintele României, de exemplu, pentru că vorbesc limba românească, eu aș scumpi băutura, să se împuțineze alcoolicii, să nu mai fie oameni care să dea banii pe alcool și mai ales oamenii care sunt mai săraci, oamenii care nu-și permit așa de mult, care n-au așa de mulți bani și o să zică, măi, s-a scumpit așa de mult alcoolul, nu mai îmi permit, nu am bani și omul acela se lasă de alcool și cu banii care îi are se duce la cumpărături și cumpără de mâncare la soție, la copii și mai cumpără prin casă ce e necesar, pentru că zice alcoolul e prea scump și nu vreau să dau bani pe alcool, pentru că iată, dar știu că cei care sunt robiți, cei care sunt stăpâniți de alcool 100%, unii vor da chiar dacă de 100 de ori mai mult, pentru că nu se pot lăsa și nu se mai uită la banii care iau în mână. Dar dacă alcoolul ar fi de 10 ori mai scump decât e acum, 100% n-ar mai fi așa de mulți alcoolici, n-ar mai fi așa de mulți bețivani. Înțelegi? Dacă aș fi președinte al României, a scumpi alcoolul de 10 ori mai mult, ca să se împuțineze alcoolicii și să se mulțească oamenii normali. Pentru că când tu ești sub influența alcoolului, tu nu mai ești un om normal, nu mai gândești, nu mai judeci. Vezi în fața ta altfel și altfel și pe mă te manifesti altfel. S-ar împuțina alcoolici. 2. Ce aș mai face dacă aș fi președinte al României? Gândește-te și tu un pic așa, ce ai face tu? Deci, dacă aș fi președintele României, aș scumpi foarte mult țigările. La fel le-aș face de 10 ori mai scumpe decât există acum. Dacă, de exemplu, acum există cu 5 lei, le-aș face de vreo 30, 40, 50 de lei. Da? Ca oamenii să zică, nu-mi permit să iau țigări. Bă, dar le-a scumpit ăsta prea tare. E prea scumpe, nu permit, rămân fără bani. Și oamenii nu va mai cumpăra țigări. Știu că se va întâmpla și revoluțiile astea cum se întâmplă, iasă oamenii în strat, vrem alcool, vrem țigări, dar stai că ajunge și mai departe, da? Deci a scumpi foarte mult alcoolul, să nu mai fie alcooliști așa de mulți, și a scumpi foarte mult țigările, să nu mai fie așa de mulți oameni care își dau banii pe țigări. Dragul meu, în urma țigării, în multe persoane, vine boală. Țigarea face pe mulți oameni să se îmbolnăvească de cancer. Unii se îmbolnăvesc la creieri, alții se îmbolnăvesc la ficat, plămâni. Unii prin țigare primesc cancer, iar alții primesc astmă. Și dacă a scumpit țigările așa de mult, n-ar mai fi așa de fumători și va zice, băi, trebuie să mă las de țigări, băi, că e prea scumpe, băi, și nu mai îmi permit. Și iată așa, s-ar reduce numărul fumătorilor și numărul bolnavilor de cancer și de astmă. Înțelegi? Ar fi omul mai bun, s-ar duce cu banii care îi dă pe țigări, zice, băi, decât să dau 50 de lei pe țigări, mai bine mă duc și cumpăr de mâncare, băi, dar știu că totuși va fi oameni care vor da și atâția bani, probabil cei care au mai mulți bani. Deci dacă aș fi președinte al României, dar asta să nu creadă cineva că eu spun asta acum, că vreau să fiu președintele României, aș da așa numai un exemplu, să vezi ce aș face și de ce aș face. Care este scopul la ceea ce aș face? Bine, o să zic că unii că sunt nebuni. Îți zici cu ăsta, mă, și-a ieșit din minți. Domnul să vă binecuvinteze. Deci, dragul meu, aș face țigarea și alcoolul. Le-a scumpit foarte mult să se împuțineze numărul de fumători și de alcoolici. Vă dați seama, alcoolici. Ce urât sună, alcoolici, oameni beți. Ați văzut și voi poate pe YouTube cum se îmbată că alții a pozat sau i-a filmat și i-a pus cu un cac pe jos și femei și bărbați sub influența alcoolului. Se duc unii acasă, își bat copiii, își bat nevasta, zbiară, înjură pe vecinul. Ce e, bă, și îl bajocorește? La fel și oamenii care fumează. Se duc și dau banii la pioși, țigare după țigare,
bagă fumul la nicotina aia, bagă în plămânii lui ca să-și distrugă corpul. E, asta aș face, aș cumpi alcoolul și țigarea. Și ce aș mai face? Ia vă ce ziceți? Drogurile, pentru că sunt așa de mulți oameni care se droghează, da? Nu numai în România, și în toată lumea. Sunt oameni care au căzut sub această patimă, sub această robie sau în această capcană a drogurile. A scumpit drogurile de mult mai mult, de fapt drogurile este interzis. În România și în toate țările drogurile este interzis. Aș da pedeapsă mai mare la cei care folosesc droguri și la cei care le vând drogurile. Nu cu moartea, dar pușcărie. Și zici, bă, mă leu, ce rău ești, bă. Nu, aș da pușcărie mai mare decât este normal la cei care folosesc drogurile și la cei care le vând și le cumpără. De ce? Pentru ca să se oprească numărul drogaților. Pentru ca să se oprească numărul celor care vând droguri, pentru ca să se teamă oamenii și să spună, bă, sunt prea scumpe, bă, nu îmi permit să mai cumpăr, bă, iată că dacă cumpăr droguri sau folosesc droguri, mă prinde și auzi că pedeapsa e de 2-3 ori mai mare decât a fost până acum, bă, mă las, că nu vreau să stăm atâta în pușcărie. Vă dați seama, aș face lucrul acesta nu în dezavantajul omului, și în ajutorul omului, ca omul să nu mai folosească drogurile. Ce zici? Până acum am zis bine sau am zis rău? Sau dacă ai patima alcoolului, zici, nu ești bun de președinte. Dacă ai patima fumatului, zici, bă, exagerez. Păi eu ce fac? Că mi-e întrebă să fumez. Sau dacă ai patima drogurilor, zici, băi, tu ești sănătos la cap? Păi eu cu asta mă hrănesc în fiecare zi. Eu nu pot trăi fără droguri, zici, nu? Dacă ai patima drogurilor. Dar, dragul meu, dacă aș fi președinte și aș interzice aceste lucruri, nu aș face lucrul acesta să te distrug și din contră să te ajut și pe tine și pe cei care aud ce ai pățit tu, ca să nu facă și alții ce ai făcut tu. Deci aș interzice drogurile. Ai înțeles? Ce zici? Ai înțeles ceva până acum? Aș fi bun de președinte. Ha? Unii zice da, alții zice nu, stai cu minte că nu ești bun, eu vreau să fumez, eu vreau să beau, dar dragul meu, fumează și bea și droghează-te, dar într-o zi tu vei sta înainte lui Dumnezeu, chiar dacă oamenii îți permit asta să fumezi, să bei, să te droghezi, într-o zi tu vei sta înainte lui Dumnezeu și Dumnezeu are să-și ceară socoteală pentru păcatul tău. Ce aș mai face eu dacă aș fi președintele României? Ați înțeles? Să nu crede cineva că vreau să fiu, să mă cheme acum, gata, ăsta vrea să fie președinte. Nu, așa, să ne gândim, să vedeți, poate cineva ia în ceva sfaturi sau idei, pune în practic și oamenii ajung mai buni. Bun, ia, ce ai mai face dacă aș fi președintele României? Gândește-te și tu, ce-ai face tu? Poate îi spune, dacă eu aș fi președintele României, pe toți pocăiții aș scoate afară să nu mă aud de voi. Așa zici? Ce zici? Domnul să te binecuvinteze și să aibă milă de tine dacă zici așa. Ce aș mai face eu dacă aș fi președintele României? Aș interzice categoric prostituția în România. Bă, te-ai negat. Dacă aș fi președintele României, aș interzice categoric 100% prostituția în România. Aș da poruncă să se închidă toate casele de prostituție. Dar de ce? Ca să nu mai fie așa de mulți oameni destrăbălați în țara noastră. Ca să nu mai fie așa de mulți curvari și curve. Da? Gândiți-vă că mânia lui Dumnezeu când vine peste lumea noastră nu vine la voia întâmplării, catastrofele, inundațiile, cutremurile, moarte peste tot, accident, vine din pricina păcatului. Dacă aș fi președinte al României, aș închide toate cluburile de prostituție. Da? Ca bărbații să nu mai se ducă la femeile care sunt ușuratice, care își vând trupul pentru bani ca să câștige sufletul lor și banilor. Da? Pentru că sunt bărbați care au femei, sunt bărbați care au copii, da? Sunt așa? Sau nu sunt? Care se duc la alte femei pe când nevasta lor nu știe. Se duc și înșală partenerul cu altcineva, ca să se simtă mai bine. Ei, dacă aș fi președintele României, aș da poruncă ca toate cluburile de noapte să fie închise. Nici o casă de prostituție ar fi interzis categoric și fiecare să meargă la muncă, să-și câștige pâinea muncind cinstit și plăcut lui Dumnezeu, să vină să aducă acasă un ban curat, nu un ban murdar.
pătat, un ban pătat, un ban nelegiuit, pentru că prin prostituție nu este ban curat, sunt ban murdar pe care omul îi folosește pentru pierzarea lui. De ce? Pentru că, iată, sunt atâtea femei, pentru bani își vând trupul. Atâtea femei. Ce aș mai face? Dacă aș fi președinte de stat, așa cum am spus, aș închide toate cluburile de noapte unde se face prostituție. Apoi, ce aș mai face? Aș da poruncă să nu mai fie practicată în țara noastră prostituția. Toate prostituatele care stau pe marginea drumului să fie arestate. Da? Să fie băgate la închisoare câțiva ani, nu amendate, pentru că sunt unele care nu plătesc amenda și se duc mai departe și își fac de cap și uite așa îi duce pe bărbat spre ea, da? Eu aș da poruncă, zici, bă, dar rău ești, bă, nu! Aș da poruncă pentru ca să se sfârșească nelegiuirea. Ei, poate zici, dar mai fac și oameni ascuns, da, dar legea-i lege, unde-i lege nu-i tomneală, da? Aș da poruncă ca toate prostituatele care sunt prinse, nu amendate și băgate la închisoare. Și atunci când celelalte aude, să le dea pentru prostituție 2 ani, 3 ani, 5 ani de închisoare. Oh, când ajunge acolo, se trezește. Zice, vai, mamă, ce am făcut? Am crezut că câștig un ban, dar am ajuns la închisoare. Oh, dacă scap de aici, nu mai fac niciodată. Și uite așa se împuținează prostituatele și oamenii destrăbălați. Înțelegi ce aș face eu dacă aș fi președinte? Zic așa, ca să te fac să înțelegi ce aș face eu. Dar nu zic acum că vreau să fiu președinte. Deci, dragii mei, când ceilalți ar auzi că ce s-a întâmplat cu prostituatele, atunci ar spune, nu mai mă prostituiesc. De ce? Mă prinde și mă bagă la închisoare. Acum zicem, dă o amendă egal, am vreo 10-20, nu le-am plătit, n-am cu ce. Mă duc mai departe pe bulevard și stau acolo. Cine e prost să vină încoace? Iată, vine 10-20 într-o zi, m-am destrăbălat cu ei, le-am luat banii lor, gata, sunt bogat. Mă duc cu bani, unde mă duc? Ei, să-mi cumpăr vopsele. Ce să fac? Să-mi vopsesc părul, să-mi vopsesc ochii, să-mi vopsesc buzele, să-mi vopsesc unghiile, să-mi iau fuste cât mai scurte, să mi se vadă chiloții și poate nici chiloții rușinea. Și uite așa banii se duc la murdării și la nelegiuiri. Iată ce aș face dacă aș fi președintele țării. Aș interzice 100% prostituția în lumea României, cum s-ar zice, da, dacă aș fi în România. Pentru că s-ar împuțina și curvarii, s-ar împuțina și curdele, s-ar împuțina și mâniile lui Dumnezeu asupra României. Că Biblia spune că mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Tu îți dai seama că nu la voia întâmplării se întâmplă ce se întâmplă în România și în toate țările. Este mânia lui Dumnezeu cum a fost peste Sodoma și Gomora. Oamenii de acolo curveau, prea curveau. Oamenii de acolo erau homosexuali și lesbiene. Oamenii făceau răul, păcătuiau, nu se mai temeau de Dumnezeu. Și mânia lui Dumnezeu a venit peste cei din Sodoma și Gomora. Și foc a venit din cer cu pucioase și a ars pe toți, a prăpădit. Doar Lot, nevasta și copiii au ieșit afară din cetate. Tu îți dai seama, omule, păcatul atrage mânia lui Dumnezeu asupra unui om, asupra unei generații, asupra unei țări. Păcatul ne desparte de Dumnezeu. Cum a fost pe vremea lui Noe? Din pricina înmulțirilor fără de legi, din pricina păcatului, mânia lui Dumnezeu a venit peste întreaga lume. Doar Noe a fost neprigănit înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că Noe a fost neprigănit înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a spus să facă o corabie, să-și ia familia, să-și ia animale din toate câte două, ca să le țină sămânța. Și Noe și familia lui a scăpat. Restul întreg pământ a murit de mânia lui Dumnezeu de potopul apelor. Iată ce aș face dacă aș fi președinte în România. Mai știe cineva ce am zis până acum? Repet și eu mai continuu un pic. Repet. În primul rând, aș scumpi foarte mult alcoolul, ca să nu mai fie alcooliști în țară și oamenii să-și ducă banii la nevastă, la copii și să cumpere doar ce e necesar într-o familie. Să-și plătească chiria, să-și plătească consumul, gazul, lumina, nu să dea banii pe alcool, să ia, de exemplu, eu am apă aici și bă, hai să trăiești, hai noroc, hai bine,
Așa, și bea sticlă după sticlă și uite așa pe urmă. Deci, vai și amar de viața lor. A scumpi alcoolul. Și până la urmă, dacă s-ar putea, să-l și-l scot. Da? E mai greu asta. Dar a scumpi foarte mult. Ce zici, mai sunt bun de președinte? Al doilea, fumatul. Să nu mai fie oameni fumători. Să bage boala în corpul lor. Al treilea, aș interzice cluburile de noapte unde sunt prostituate. Al patrulea, aș interzice prostituția în stradă. Pentru că pe unde te duci în România și în alte părți, multe străzi sunt pline cu femei ușuratice. Dragele mele, dacă și voi mă auziți acum, unele dintre voi mă auziți, probabil că cu videoclipul acesta va merge mai multe părți, în mai multe pagini și poate și tu dai de mesajul meu. Dragele mele, când tu te duci acolo pentru bani, tu îți dai seama ce faci? Tu îți bagi joc de corpul tău. Ți-a dat Dumnezeu un corp. Ți-a dat Dumnezeu ce ai în corpul tău. Dar Dumnezeu când ți l-a dat, nu ți l-a dat ca tu să-ți bagi joc de corpul tău. Dumnezeu ți l-a dat ca într-o zi tu să te căsătorești, să ai un soț, să ai copii, să ai o familie, să fii o familie fericită. Dumnezeu când te-a trimis în această lume, scopul lui n-a fost ca tu să devii o prostituată. O femeie ușuratică și în timp de 2 ani, de 10 ani de prostituție, tu să te culci cu mii și mii de bărbați. Ca să faci banii pe care faci, tu trebuie să te culci cu mii și mii de bărbați. Crezi că ăsta este scopul lui Dumnezeu? Ca tu venind în această lume să te culci cu mii de bărbați? Draga mea, vreau să spun ceva din start. Dacă ești prostituată și mă asculți, acolo unde ești pusă tu, la marginea drumului sau în clubul acela de noapte, tu ești pus de satana, fără să-ți dai seama că satana te-a pus acolo, că deja pe tine te-a orbit, te-a cucerit, te-a stăpânit și ți-a promis bogăție și avere, ți-a promis bani și cum femeile de obicei iubesc banul și zice, păi dacă mă mărit, vreau un bărbat cu bani, vreau un bărbat cu casă mare, vreau să aibă mașină, dar nu mașină oricum, mașină de lux, în general femeile iubesc bani, da? Și tu acum zici, vreau să câștig o mulțime de bani, dar nu vreau să mă duc la muncă, pe muncă cinstită, să lucrez pe 10 lei, aia puțin, mă duc și lucrez pe euro, 30 pe noapte, hai 50, 100, că eu sunt de asta mai profesionistă. O, draga mea, vreau să spun că banii aceia pe care tu îi câștigi sunt bani murdari, sunt bani murdari și prin ceea ce tu faci, păcătuiești înaintea lui Dumnezeu. Și ce vreau să spun? Am vrut să spun că acolo unde ești, Satana te-a pus să fii și să-i slujești lui ca să câștigi sufletele bărbaților pentru el, pentru Satana. Pentru că bărbatul care vine și se culcă cu tine, în primul rând, dacă e căsătorit, își distruge familia, nu-și mai poate iubi soția și nici copii. Deja soția lui devine o povară pentru el, pentru că el se gândește la tine, că ai făcut ceva mai mult decât soția lui și el spune, nu mai iubesc soția, mă duc la celelalte care sunt mai altfel, pentru că le-am dau ce vreau eu. Și dintr-o dată, familia bărbatului acestuia se distruge. De ce? Pentru că tu te-ai pus la îndemâna lui Satana ca să distrugi familia bărbaților căsătoriți. Te-ai gândit la asta? Te-ai gândit sau nu te-ai gândit? Pe lângă toate acestea, Satana câștigă sufletul bărbatului care vine și se culcă cu tine. Știi ce spune Biblia despre asta? Biblia spune căci gura curvelor este o groapă adâncă și pe cine vrea Domnul să-l pedepsească, acela cade în ea. Deci gura curvelor este o groapă adâncă. Vă dați seama? Și în această groapă adâncă cade foarte mulți bărbați fără ca ei să-și dea seama. Și acolo, la voi fetelor slabe, ușuratice, vin și tineri care ar trebui să rămână feciori până în ziua nunții lor și își pierd virginitatea și vor să aibă experiențe și vor să aibă aventuri pentru că s-au uitat la porno pe internet și mintea lor este plină de mizerie, de păcat, de nelegiuire. Și acum, ce să facă el? Este aprins, li s-a suit ormon la cap și cumva el trebuie să se golească de această energie, de acești ormoni și caută o femeie ușoară ca și tine și zice, îi dau 20, îi dau 50 de lei și mă duc, mă simt bine, dar nu știe că prin aceasta el își vinde sufletul
lui Satana. Pentru că Biblia spune foarte clar că picioarele femeilor ușuratice, femeilor curve, duce la moarte. Pașii lor dau locuința morților și cei ce se duc la ei nu se mai pot întoarce și femeia ușuratică nu găsește calea vieții, rătăcește în căile ei și a zice: mă simt bine așa, ia uite ce de bani am câștigat eu. Vedeți? De ce aș interzice eu curvia? De ce aș interzice eu dacă aș fi președinte al României? Asta doar așa că poate cineva va lua învățătură din ceea ce spun acum. Pentru că foarte multe familii sunt distruse din pricina prostituatelor. Apoi, prostituatele acestea, multe dintre ele, au boli în corpul lor, au sida, s-au culcat cu alți bărbați care au avut la rândul lor boală în corpul lor. Au pus în corpul lor și iată ele așa au transmis la alții și prin ele vine moartea. Nu degeaba spune Biblia că pașii lor pogoară la moarte și pașii lor dau locuința ai morților. Dragii mei bărbați, vă sfătuiesc, bărbați și tineri, să fugiți de aceste femei ușuratice cât puteți de tare. Poate zici, dar nu vreau. Dar de ce nu vrei? Pentru că mie îmi place că sunt așa de frumoase, mă simt așa de bine. Dragul meu, îți place că sunt frumoasă și te simți așa de bine. Cu ce te simți așa de bine? Cu carnea asta, care este plină de păcat. Și Biblia spune, nu împliniți poftele firii pământești. Biblia spune, fugi de curvie și caută neprihănirea și pacea. Caută, pentru că Biblia spune, cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Tu-ți dai seama? Și Biblia spune că curvarii și preacurvarii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Tu-ți dai seama? Omule, tu gândești? Omule, tu îți dai seama ce faci? Nu te mai duci la femeile ușuratice. Păi zici, dar atunci eu ce să fac, dragul meu? Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu o soție sau femeie, Dumnezeu te-a binecuvântat cu un bărbat, tu iubește-ți partenerul tău, pentru că tu când te-ai căsătorit, te-ai căsătorit din dragoste, da? I-ai făcut avansuri, ai spus, te iubesc, nu pot să stau fără tine, așa vreau să fii soția mea sau soțul meu, hai să ne căsătorim, gata, la altar, așa, la biserică, la primărie, și uite așa ați devenit o familie, da? Acum rămâi familie. Bărbate, iubește soția până la capăt, așa cum îi iubește-o. E greu poate că te-ai săturat de ea, poate o femeie mai cicălitoare, mai profitoare, poate mai strigă și la tine și nu-ți convine, dar n-ai voie să te duci la altă femeie. Dar tu zici, dar cine spune că n-am voie? Dumnezeu. Dumnezeu spune că n-ai voie să mergi la altă familie, la altă femeie. Și dacă te duci, tu treci pe roșu și vei plăti scump pentru păcatul tău. Căci Biblia spune că căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe preacurvar. Tu înțelegi, dragul meu, lucrul acesta? Apoi tu, tânărule, dacă îți trebuie sex, dacă vrei să ai relație intimă, tânărule, așteaptă până la căsătorie. Dacă a venit vremea căsătoriei, dacă ai 19-20 încolo și vrei să te căsătorești, că nu mai poți, dragul meu, nu te duci să curvești. Caută-ți o fată sau un băiat dacă ești fată sau o fată dacă ești băiat. Lumea asta e mare, e plină, doar o persoană îți trebuie. Nu trebuie să cauți un milion, așa cum fac femeile ușuratice care se culc cu mii și mii de bărbați pentru bani. O persoană, atât. Persoana aceea are ce trebuie ție, tu ai ce-i trebuie lui. Împreunați-vă, adică căsătoriți-vă și aveți relație intimă, doar în căsătorie. Dacă vreți să fiți plăcuți lui Dumnezeu, dacă nu vreți să fiți plăcuți lui Dumnezeu și vreți să ajungeți în raiul său, atunci faceți-vă de capul vostru, cum ați făcut și până acum, dar la capătul vieții voastre vă așteaptă mânia lui Dumnezeu sau pierzarea veșnică sau focul veșnic. Gândește-te la ce am spus, dacă am spus bine sau am spus rău, eu ți-am vorbit din cuvântul lui Dumnezeu. Femeile ușuratice duc la pierzare. Mulțumim lui Dumnezeu că în lumea în care trăim, Dumnezeu a lăsat să fie și femei curate, sfinte, pocăite,
de femei sincere, chiar dacă unele nu sunt pocăite, sunt femei la locul lor, care își iubesc soțul lor, care își iubesc copiii, nu își înșală partenerul, nu își înșală bărbatul, se poartă cuvincios, nu se îmbracă provocator. Și uite așa, printre femeile acestea ușuratice, slavă lui Dumnezeu că sunt și femei la locul lor. Măriți să fie Dumnezeu! Păi ce am fi făcut noi dacă toate femeile din lume ar fi fost așa la fel? Să fie ușuratice ca toate alea care merg la cluburi de noapte sau ca toate alea care stau la marginea drumului. Halo, oprește-te, hala cu mașina, hai, ia uite la fustița mea. Și uite, așa îi face pe bărbat să păcătuiască. Deci, dacă aș fi președintele României, aș interzice prostituția și aș interzice ca lucrurile acestea, aș da pedepse mari. Adică nu să-i distrug pe oameni, să intre groaza în ei și să nu mai practice nelegiuirea, așa cum a spus Dumnezeu. Pe vrăjitoare să nu o lasă să trăiască. Să omori, spunea Dumnezeu poporul Israel. Și atunci când poporul auzea cât de grav e să fii vrăjitor, atunci nu mai dorea nimeni să fie vrăjitor. Auzi, dacă eu sunt vrăjitor, vrăjitor, mă omoară! Păi nu vreau să mă omoare, păi atunci nu mă fac vrăjitor! Și așa mai departe, așa e și cu toate acestea. Eu nu spun să omor pe cineva, dar spun, dacă eram președinte de stat, interziceam categoric ce aș mai fi interzis? Ia gândiți-vă voi acum, ce aș mai fi interzis? Păi tu ce crezi? Aș fi interzis să se mai uite oamenii la pornografie. Aș fi dat poruncă să fie pedepsiți cu închisoare cei care sunt prinși că se uită la pornografie. Poate zici, o, ăsta e un tiran, ăsta nu ne lasă să facem noi ce vrem noi. Bă, tu ești prea căpos, poate zici. Păi ce treabă ai tu ce fac eu? Ce treabă ai tu unde mă uit eu? Hei, dragul meu, dacă aș fi președinte de stat, așa cum sunt președinți de astăzi, vezi că iau putere, au autoritate și îi dau niște legi care trebuie să le respecti, da? Și dacă nu le respecti, vei fi amendat sau băgat la închisoare. E, dacă aș fi președinte de stat, aș da poruncă să se închidă paginile pornografice și bărbații și femeile să nu mai aibă voie să se uite la murdării. E, poate zice ăștia care sunt robiți, ăsta nu-i bun, vai și amar de capul tău. Păi de ce să pornografie, ce ai tu cu mine? Dragul meu, știi de ce aș face lucrul acesta? Pentru că de acolo foarte mulți copii sunt influențați negativ. Copii de la fragedă vârstă, de la 12 ani, 10 ani, poate mai mici, și băieți și fete, se uită pe pagini murdare, la bărbați și femei, cum fac sex anal, sex oral, sex cu mai multe persoane. Și aceste lucruri se implantează în mintea copilului și îl face pe copil să nu mai fie normal și să fie anormal. Tu înțelegi lucrul acesta? Și uite așa, omul se încarcă de acolo cu o energie negativă, inspirat de Satan. Pentru că se uită acolo și își găsește plăcerea acolo. Dintr-o dată zice, și eu vreau! Vreau și eu! Vreau și eu! Și atunci caută prada. Și de-aia sunt băieți care se duc și violează fete. Te mai miri, dragul meu și draga mea, că sunt bărbați și tineri care violează fetele pe stradă. Te mai miri? Te mai miri că sunt băieți tineri de 20 de ani, 18, 15 și așa mai departe, care se duc peste babe bătrâne de 70, 80, 60 de ani și le violează? Te mai miri? Te mai miri și zici, vai, 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 cum o putut să facă lucrul ăsta? Îți spun eu cum o putut să facă dacă n-ai știut până acum. A intrat pe internet, a deschis pagina porno, a văzut mai multe imagini, în el s-a produs o poftă nebună și necurată, așa, azi așa, mâine așa, poi mâine așa, n-a mai putut, s-a umplut de energie rea și negativă. Și aceea a zis, păi vreau să fac și eu. Păi unde că n-am? Păi mă fac ceva. Mă duc peste o babă bătrână și o violez și ne împlinesc pofta. Poate în mintea lui a venit gândul, mă, dacă mă duc, mă prind ăștia și mă bagă la
la pușcărie, vai și amar de mine. Bă, dar eu nu vreau. Bă, dar, zice, fie ce o fi. Fie ce o fi, eu mă duc pe stăbabă, dar dacă nu mă prinde, mi-am făcut pofta. Dacă mă prinde, mă prind și gata. Și uite așa, tineri, băieți, că dragile mele și dragii mei, băieți sunt ca armăsarii. Văd, ochii văd, inima cere, da? Poftește, se aprinde ca armăsarul. Ați văzut și voi când calul, armăsarul vede o iapă cum nechează. Ia! Și trage să meargă la ea. Așa sunt bărbat. Și de aceea se duc tinerii și violează fetele. Și violează babele. Și violează copiii. De ce? Pentru că se uită la filme porno. Și vor și ei să pună în practic. Nu-i de mirare că e atâta violare. Nu-i de mirare că sunt atâtea fete necinstite. Tu înțelegi? Necinstite pentru că își bate joc de trupul lor. Nu-i de mirare. Pentru că se uită la pornografie. Eu aș interzice. Cine se uită la pornografie și este prins, 3 ani de pușcărie. Aaa, când ar auzi oamenii, 3 ani de pușcărie. Numai mă uit, gata, sunt cu minte. Ca pe vremea lui Ceaușescu, n-aveai păi. E, păi decât să stau 3 ani în pușcărie, nu mă uit la pornografie. Și uite așa, oamenii ar deveni mai buni, ar deveni mai sfinți, mai curați și mai plăcuți lui Dumnezeu. Tu ce zici? Am spus rău până acum sau am spus bine? Ia gândește-te un pic. Ce ai face tu dacă ai fi președintele României? Și acum să spun pe scurt și repede, că trebuie să și închei, dacă fi președinte, ar mai fi și alte lucruri care le-aș fi... Stai un pic afară. Hai, pune aici. Și închide ușa. Închide ușa și mai afară. Ar mai fi și alte lucruri negative pe care putea să le spun dacă aș fi președinte, ce le-aș face. Deci rețineți, băutura scumpă, fumatul scump, prostituția, pornografia, mersul la prostituate și multe altele. Lucruri care sunt rele. Nu aș vrea să distrug cu ele România. Aș vrea să ajut România ca să fie așa cum vrea Dumnezeu să fie. Bun. Și acum lucruri pozitive. Ce aș face? Păi în primul rând aș da salarii mari la oameni. Aș da ca toți să aibă servici, să meargă să muncească, să câștige bani și să-și câștige banii necesari ca omul să poată trăi așa ca în Germania sau ca în Canada sau ca în Australia. De ce credeți voi că în Germania, în Spania sau în Italia, în Canada, Australia și în țările acestea mai renumite oamenii trăiesc mai bine? De ce? Pentru că salariile sunt mai mari, da? De 4-5 ori mai mari decât în România, da? De ce credeți? Păi cum fac oamenii aceștia din fruntea țării ca în țara aceea să meargă țara mai bine? Păi să gândesc mai bine, cugetă mai bine și uite așa, oamenii aceștia trăiesc mai bine în țara aceea. Cu un salariu tu poți să-ți cumpere aproape o mașină, cu un salariu tu poți să trăiești. Aș da ca salariile să fie mărite, oamenii să aibă servici, oamenii să citească Biblia. O, păi de ce bă? Pentru că sunt creștin, aș da și lucrul acesta ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Ce aș mai face pozitiv? Aș mai face pozitiv să se repare drumurile stricate, să fie frumos în țara care ești. Adică să ajungi la un nivel de trai normal, nu anormal. Pentru că în țara care trăiești sunt mulți oameni care suferă de foame, care stau prin cocioabe, sunt mulți oameni cu case dărâmate, unii trăiesc în corturi, unii într-o cameră cu mulți copii și acelea murdare, pentru că nu-și permit. Pentru că n-au servici, n-au venit, n-au salare, pensii mărite, alocații mărite, salarii mărite, dar celelalte care am spus înainte, interzise, adică fumatul, țigarea și așa mai departe. Și ar mai fi și altele. Dragul meu, mă opresc aici că nu știu exact cât am vorbit, dar dacă crezi că ceva ți se potrivește, pune la inima ta și te pocăiește. Și sper și nădăjduiesc că mesajul care l-am rostit să-i fie de folos cuiva pentru slava lui Dumnezeu. Și nu mă înțelege greșit că am spus acest lucru că aș vrea să fiu președinte. O, nu, n-aș vrea să fiu președinte pentru că nu e așa de ușor ca să fii în fruntea unui popor. Pentru că vedeți, când ceva nu-i place poporului, gata, în stradă, gata, nu-i place legea asta, uite, asta nu-i bună, să adună mii de oameni, jos cu tare, jos cu cutare și asta
nu este bine, căci Biblia spune să fim supuși autorităților și mai marilor noștri. Și cine se împotrivește autorității, se împotrivește voii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a îngăduit, pentru că Biblia spune nicio autoritate nu vine de la sine, ci vine de la Dumnezeu. Și când tu te împotrivești autorității, te împotrivești lui Dumnezeu, rânduielii puse de Dumnezeu. Lasă-i pe oamenii aceia să-și facă treaba ca oamenii din țară, din frunte. Dacă tu, de exemplu, strici și te adunc 100, 2, 3, 1000, nu vrem asta, nu vrem asta, bun, s-a rezolvat, pleci, vine altul, nu vrem asta, nu vrem asta, ăla se adună la fel cu 1000, 2, iar trebuie să rezolvăm și pe asta, să mai adună încă peste câteva zile, nu vrem asta, nu vrem asta, ba vrem asta, ba vrem aia, nu vrem aia, uite așa, păi toată ziua, bună ziua, în țara României sau în altă țară, va fi numai ce grevă. Oamenii n-au ce să mai facă acasă, hai să ne unim, să ne resculăm împotriva căpetenilor noastre, că nu ne place legea asta, nu ne place aia, vrem să fie așa, uite așa cum vrem noi, dragii mei. Într-o fabrică, când tu te duci la muncă, tu poți să-l conduci pe directorul tău și să-i spun: domnul director, nu-mi place cum merge fabrica aceasta, domnul director, eu sunt mai deștept ca tine, tu s-a scuz de mine, uite așa, uite așa, uite așa să faci, domnul director, ca să meargă bine. Și ce va spune ție domnul director? Auzi, măi băiete, tu știi unde acum unde ești? Da, domnul director, unde? Unde sunt? Bă, tu ești în proprietatea mea. Eu sunt șef aici, nu tu, da? Dacă îți convine cu ceea ce este aici, rămâi aici. Dacă nu, dă-i tălpălâcul. Pleacă, du-te! Pentru că nu vii tu să-mi comanzi tu mie cum să fac eu în firma mea, în fabrica mea, aici unde sunt eu director, da? Îți convine? Da, rămâi cu mine. Nu-ți convine? Nu, pleacă! Și n-ai tu dreptul să-i comanzi unui director cum să facă. La fel, dragul meu, pentru că pe toți din țară tu nu poți să-i mulțumești. Oricât ar fi președintele acela de bun, de renumit, voi vedeți că și împotriva lui Trump, și împotriva Angelei Merkel, și împotriva la alt președinți, în alte țări, se ridică oamenii și strigă și spune nemulțumire. Vedeți? Oricât ar fi o țară de înaintată, nu poți să-i mulțumești pe toți oamenii. Nu poți să-i mulțumești pentru că toți, unii au vrea asta, altul vrea aia, celălaltul vrea aia. Lasă-l, domne, pe omul acela care l-ați ales să fie președintele României. Lasă-l să-și facă treaba, el și deputații și parlamentarii. Și încă ceva să vă mai spun, poate mă aude și ei, dragii mei parlamentari, dragii mei deputați și domnule președinte al României, dacă cumva mesajul meu ajunge și la dumneavoastră. Vă respect pentru că sunteți oamenii mari ai țării, ai României. Dar, dragilor, aș vrea să spun că poporul, când v-a ales pe voi, v-a ales în așa fel ca voi să fiți oamenii la care ei să privească, de care ei să asculte, oamenii care să ajute țara României. Dragii mei deputați și parlamentari și eu așa, care sunt din PSD, care sunt din celelalte, dragii mei, nu vă mai certați acolo în Parlament, că se uită oamenii la voi și zice: uite că nici ăștia nu se înțeleg între ei. Pe cine am ales noi, domne? Uite, toată ziua se ceartă, bună ziua, ăla vrea așa, ăstălantul vrea așa, ăla vrea așa, uite așa. Și ce conducere asta? Ce conducere, dragii mei parlamentari, deputați? Voi sunteți ca o firmă, voi sunteți în fruntea unei țări, munciți împreună. Nu vă mai certați unul cu altul, nu vă mai înjosiți unii pe altul. Cei de la PSD pe ceilalții pe cei pe la PSD, pe la aruncă o cară asupra președintelui, președintele împotriva. Doamnilor și doamnilor care mă ascultați, vedeți-vă, domnilor, de treaba voastră și înțelegeți-vă și iubiți-vă și ajutați-vă și faceți ca țara României să meargă bine, domnilor, și lăsați-vă conduși de legile țării, faceți ce se cere în țara aceea. Când poporul te-a ales să fii în Parlament sau deputat sau președinte de stat, el nu te-a pus acolo ca tu să te cerți cu cei ce sunt acolo. El te-a pus acolo să gândești bine și normal cum să le faci pensiile mai mari, cum să ducă omul o viață mai bună, mai normală, cum să le meargă mai bine, să nu mai fie atâta sărăcie. Și pentru că sunteți puși acolo, gândiți-vă împreună cum să fie mai bine la poporul românesc. Nu vă mai
tine. Și voi, românilor, nu vă mai luați de ei că îi trageți în jos. În loc să-i ajutați să meargă înainte, voi îi trageți în jos. Pentru că vine unul cu o idee, altul vine cu alta. Nu ne place pe asta, fă-o pe asta. Când o pune pe asta, vine ălaltul. Vedeți și voi când sunt alegerile de președinți de stat, dacă cade unul care nu-i place la o categorie de oameni, gata, revoluție, grevă împotriva la care a venit președinte. Dacă cade ălaltul și vine ălaltul, împotriva la asta. Băi, dragilor, sunt doi. Unul dintre ei trebuie să fie. Nu pot să fie amândoi. A căzut ăsta prin sorțul vostru, prin alegerea voastră, prin votul vostru, ăsta să rămâie. De ce vă mai răsculați împotriva lui? Lăsați-l, domne, să-și facă treaba. Dacă voi strigați, jos, jos, jos cu el, jos, 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 păi ce câștigați, măi, oameni buni? Ce câștigați că vă filmează, vă pune la televizor și vă vede o lume întreagă cum voi vă certați? Și apoi vă mirați că de ce alte țări vorbesc de rău despre țara României sau altă țară? Sper că ați înțeles. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Și nu uitați, toți gândiți-vă la sufletul vostru. Gândiți-vă la veșnicia voastră. Gândiți-vă la mântuirea voastră. Indiferent că ești președintele României, ești deputat sau parlamentar, ești director, ești polițai, judecător, muncitor sau ce-i fi tu, om de rând, ești un om și într-o zi ca orice om tu vei muri și vei pleca în veșnicii cu păcatele iertate sau neiertate, vei pleca în rai sau vei pleca în iad. Gândește-te dacă mori în clipa următoare, unde te duci tu, dragul meu? Poate zici, funcția mea nu mă lasă ca să fiu așa cum vrea Dumnezeu. Funcția mea nu mă lasă să mă întorc la Dumnezeu. Dar de ce nu te lasă funcția ta să te întorci la Dumnezeu? Pentru că zici, apoi dacă eu polițist, apoi eu judecător, apoi eu deputat, apoi eu ministru, apoi eu parlamentar să mă pocăiesc, să mă întorc la Dumnezeu. Oaleu, ce zic oamenii de mine? Păi ție-ți pasă ce zic oamenii de tine? Dacă tu mori și te duci înaintea lui Dumnezeu, te mai poate ajuta oamenii de care tu te-ai rușinat, care ai zis că ce zic ei de tine? Te mai poate ajuta cu ceva dacă tu te duci în iad din pricina la ceea ce faci? Te mai poate ajuta oamenii care zici, apoi ce zic oamenii de mine? Nu trebuie să spese ce zic oamenii de tine. Tu caută-L pe Hristos și dacă vrei să afli mai mult despre El, citește Biblia și te roagă. Caută-L pe Dumnezeu din toată inima ta, că într-o zi vei muri. Adu-ți aminte de actorii care au trăit în România, pentru că și eu am văzut la televizor când eram mic, când eram copil, ne uitam la ei. Aduceți-vă aminte de Sergiu Nicolaescu sau cum îl cheamă pe ăsta. A fost actor, a jucat în filme, i-a trecut viața, nu s-a pregătit pentru veșnicie. Toată viața și-a pierdut-o în filme. A plecat nemântuit, neîmpăcat cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de toți actorii. Aduceți-vă aminte de Maria, de Ion Dolănescu. Aduceți-vă aminte de femeia aceea care cânta manele, fata aia tânără. Aduceți-vă aminte de Stella Popescu, de toți cei care au trăit pe pământ. Au avut un renume ca și voi astăzi. Dar a venit o zi când ei au murit. A venit o zi când timpul s-a oprit în loc. A venit o zi când ei au trebuit să plece în veșnicie. Dacă s-au pregătit pentru cer, vor fi cu Dumnezeu în cer. Dacă nu s-au pregătit pentru cer, vor fi în iad cu cel rău, în locuința morților. Dragul meu, acești oameni au avut timp doar să facă actorii, au avut timp să facă teatre și filme, au avut timp să-i facă pe alții să râdă, să se distreze, dar n-au avut timp să citească Biblia, n-au avut timp să stea în rugăciune cu Dumnezeu, n-au avut timp, așa cum este acum Nicolae Guță, așa cum este acum, ăsta mă, cum îl cheamă, mă, la fel ca și el ce cântă, mă, Florin Salam, copilul de aur, da? Ăștia care cântă manele, ei n-au timp acum de Biblie, de rugăciune și Dumnezeu. Au timp doar să-i facă pe alții să se distreze, da? Să se chefuiască, să fuțe. Dar vine o zi și pentru ei, cum a venit pentru toți ceilalți actori care au murit acum de curând. Și vine o zi când vor pleca în veșnicie. Omul fără Hristos este pierdut pentru totdeauna. Dragul meu, fă-ți timp de Dumnezeu. Indiferent ce ești, indiferent de ce rasă ești, indiferent din ce rang ești, ești un om, tu înțelegi? Ești un om, uite la mine, și eu sunt om ca și tine. Eu nu sunt un
sânge. Eu nu sunt Dumnezeu, eu sunt un om ca și tine, din carne și sânge. Vedeți, dacă mă dau peste mână, doare. Dacă îmi dau un pumn în ochi, mi se învinețește. Ăla care are dușmănie pe mine zice, hai că ți-aș da eu ție una. Domnul să te binecuvinteze, nu? Dragul meu, toți suntem oameni. Uite, am fost și eu cândva tinerel și frumușel, da? Am fost tinerel, dar acum am îmbătrânit, am 45. O să ajute Dumnezeu dacă mă ajută și mai dă zile. Poate ajung și mai mult, dar nu știu, că Domnul vine, este foarte aproape. Vreau să spun că viața se duce, viața se scurge, așa ca și ceasul care se învârte. Ați văzut? Acum e 1, când te uiți peste un timp, e 2, 3, 4, 5, 12, iată vine noaptea, aoleu, dimineața, iară luni, iară marți, uite din nou duminică, iară luni, uite așa se scurge viața. Vine ianuarie, vine ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iunie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, pac, anul nou, așa cum a fost acum. Viața se scurge, dragul meu. Înțelegi? Închei. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu până nu este prea târziu pentru sufletul tău. Dumnezeu te cheamă la pocăință, omule. Fără pocăință tu nu poți ajunge în raiul lui Dumnezeu. Dacă nu te pocăiești și spui că ți-e rușine și spui că n-ai timp acum, că ai alte lucruri mai importante decât să te pocăiești de ale tale păcate, vei regreta într-o zi amar. Și cuvintele pe care le-ai auzit din gura mea vor suna tot timpul în urechile tale. Cuvintele acestea vor fi ca un ecou. Omule, pocăiește-te și întoarce-te la Dumnezeu. Și vei regreta și îți va pare rău și vei zice, de ce n-am ascultat? De ce am mai amânat? De ce am fost așa de împietrit și nepăsător? De ce nu m-am întors la Dumnezeu când am auzit să mă pocăiesc? Acum e prea târziu, aș da totul înapoi să mă întorc la Dumnezeu, dar nimeni nu mai îmi dă șansa aceasta să mă întorc la viață pe pământ, să o iau la început și să trăiesc o viață cu Hristos. Omule, pentru că mai ești în lumea aceasta, ați văzut și voi câte se întâmplă chiar acum, începutul anului nou. Dacă te uiți la știri, m-am uitat un pic pe YouTube, un autobuz în altă parte s-a băgat, a căzut într-o capcană și au murit 48 de oameni în noul an, începutul noul an. 40 de oameni, 48 de oameni au trecut în veșnicie. N-au intrat bine în noul an că s-au dus în veșnicie. Și alții au murit în accidente, și alții au murit omorât de alții, și alții au murit cu avionul sau cu elicopterii și uite așa mor oameni de boli, de cancer, de fel și fel de boli, da? Omule, și tu mori într-o zi. În anul care a trecut, 2017, au murit sute și chiar mii și mii de oameni. Au murit mii de oameni în anul care a trecut. Și în anul care a venit, la fel vor muri mii și poate chiar milioane. Pentru că în fiecare zi mor oameni. În fiecare zi, de pe toată planeta Pământ. Tu înțelegi? Omule, poate în anul acesta vei muri și tu. Noi nu știm. Dar eu te sfătuiesc să te pregătești, să te întâlnești cu Dumnezeu. Tu nu știi ce-ți aduce anul care vine. Tu nu știi dacă a pus ziua de mâine măcar. Dacă ai apucat ziua de astăzi, dai slavă lui Dumnezeu. Dar dacă a pus și ziua de mâine, la fel, dai slavă lui Dumnezeu. Dar nu știi dacă o apuci. Așa cum n-au știut cei 48 care au murit cu autobuzul când au căzut, unde au căzut. Tu înțelegi? E, pentru că nu știi, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și acum, concluzie. Aș fi bun de președinte sau n-aș fi? Ce zici? Ce zici, dragul meu? Aș fi bun? Să interzic alea care zic că sunt rele și să le las pe alea care sunt bune? 100% fumătorii zice, nu ești bun! Alcoolicii zice, nu ești bun! Drogații zice, nu ești bun! Prostituatele zice, nu ești bun. Curvele zice, nu ești bun. Aia peștilor spune, nu ești bun. Păi de ce? Păi ne interzici nouă plăcerea noastră. Ne interzici nouă poftele noastre. Nu ești bun. Stai pe fundul tău. Nu, bine, stai pe fundul meu. Dar să știi că dacă aș fi, așa aș face. Nu ca să te distrug și să-ți fac bine. Tu înțelegi? Și să fac bine și semenilor tăi. Pentru că cei care aud, nu mai repetă și ei răul pe care l-ai făcut tu, da? Biblia ne spune că când poporul Israel a ieșit din țara Egipt ca să meargă în Canaan, după ce au trecut în Marea Roșie, s-au apucat de curvit și au curvit. Și Biblia ne spune, pentru curvia lor, într-o singură zi, Dumnezeu a omorât 23.000 din poporul Israel, care Dumnezeu l-a scos din Egipt, a făcut minuni pentru ei, a deschis Marea Roșie și a vrut să-i ducă în Canaan. Și pentru că s-au apucat de curvit, i-a apucat poftaria, 23.000, omule, tu înțelegi? 23.000
Gândește-te ce număr mare este. 23.000 într-o singură zi Dumnezeu a omorât. Înțelegi? Din ce pricină? Că au curvit. Și Biblia spune că aceste lucruri s-au umplat să ne slujească nouă drept pilde. Ca și noi să nu facem ce au făcut ei. Că dacă facem și noi ce au făcut ei, așteaptă-te la mânia lui Dumnezeu. Tu înțelegi? Apoi unii au apucat poate de carne. Văd că să... Acum trebuie să închei, că văd că mi se blochează.